Pe vreme caniculară, autoritățile municipale vin în ajutorul oamenilor. În toate sectoarele Chișinăului au fost instalate corturi la care oamenii pot cere apă și se pot odihni la umbră. Locuitorii capitalei spun că inițiativa este binevenită, deoarece atunci când termometrele arată 35 de grade, un pahar cu apă rece te poate salva. Paharul de singur folosesc. Foarte bun. Mulțumim. Inițiativa e foarte bună și e bine primită pentru toți. Lumea spătulește setea. În sectorul Ciocana, unul din corturile anticaniculă a fost amplasat pe aleea de pe Bulevardul Mircea cel Bătrân, o zonă aglomerată unde zilnic trec mii de oameni. Ieri am fost amplasați la Mircea 2, astăzi suntem amplasați la Zadnipru și probabil că mâine vom fi amplasați puțin mai înspre Mircea cel Bătrân. Pe perioada cu cod galben de caniculă, corturile vor rămâne deschise în intervalul orelor 11-18. În 15 minute cortul este amplasat și deja se poate deservit lumea. Dar chiar dacă cortul nu e amplasat încă, dacă am venit la timp cu apa, deja putem să alimentăm populația cu apă. Când văd trecătorii pe alături, eu personal invit să servească apă și de suflet cu un gât de apă să mai răcorească. Foarte bine, e o idee foarte bună. Căldurile sunt mari, sigur că trebuie să bem apă. E foarte bine că ne pornim câteodată, uităm să luăm apă, dar așa e foarte bine. Alți părți chiar sunt practic așa lucru, mergând afară găsești loc de apă. La aceste puncte mobile, cetățenii pot solicita și ajutor în caz de necesitate. E bine pentru oameni. Da, pe timp de caniculă ajută un pahar cu apă? Da, numai decât apa, în primul rând, ne răcorește. Foarte bine, că fiecare e caniculă mare și e foarte rău. Și când este o gură de apă să e normal în centrul ăla. Și ați băut apă? Ați încercat? Da, e bună. Inițiativă bună, mă trebuie mai de vreme și mai reși. Căldură dimineață bate. Corturile anticaniculare nu sunt singura măsură implementată de autoritățile capitale pentru a diminua impactul caniculei. În transportul public, pasagerii pot solicita apă potabilă de la taxatori sau șoferi în timpul călătoriei sau chiar la stația terminus. De asemenea, au fost redeschise și cișmelele de apă de pe teritoriul orașului. Sursele de apă sunt amplasate în parcul Valea Morilor, în scoarul grădinii publice Ștefan cel Mare și Sfânt, în grădina catedralei, iar din acest an și în parcul Alunelul. În același timp, în scopul minimizării impactului caniculei, străzile și bulevardele principale din sectoare și arterele unde circulă transportul public sunt spălate sistematic. Autoritățile menționează că vor fi stropite cu apă și aleile din parcuri. Amintim că Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis cod galben de caniculă până pe 19 iulie pe întreg teritoriul țării. În această perioadă, temperatura maximă a aerului va atinge 35 de grade Celsius.